găsit! Premierul Marcel Ciolacu a anunțat că se deblochează angajările din sănătate și asistență socială, astfel că toate spitalele care au deficit vor putea face angajări. Declarația a fost făcută de premierul Marcel Ciolacu la începutul ședinței de guvern din 11 ianuarie. Toate spitalele importante care au deficit de medici, asistente și infirmieri vor putea face rapid angajări. Ministerul Sănătății are în acest an un buget cu peste 40% mai mare decât în 2023. Deci nu este vorba de vreo problemă financiară. De altfel, am alocat circa 6,6 miliarde de lei în această lună, cu care am închis datoriile de anul trecut din sistemul sanitar, asigurând și cheltuielile curente pe luna ianuarie pentru medicamente și servicii medicale. Însă fiecare angajare trebuie să reflecte în mod concret în servicii mai bune pentru pacienți, un plus de empatie și de responsabilitate. Asta este valabil și pentru medicii de familie. Bani avem, dar corect este să-i plătim mai bine pe medicii care muncesc serios. Adică serviciile prestate efectiv să primeze în fața plății pe liste de pacienți. Adică pentru niște nume puse pe o hârtie.